cât de frumos se poate vedea acest oraș de aici. Calcarul acesta a creat un relief un pic mai spectaculos aici în tâmpa. Viața mea s-a schimbat chiar radical. Sunt momente în care mă simt copleșită și depășită de situație. Uneori este greu. Este un moment care este foarte greu. Bună dimineața! A trecut ceva timp de la ultima mea drumeție pe munte. Cred că s-au făcut undeva la 3-4 săptămâni. Mi se făcuse un super dor să ies și să mă plimb prin natură. Iar acum vremea afară e atât de frumoasă, e primăveratică. Sunt undeva la 12 grade, cred că astăzi. Sunt în Brașov și am plecat să fac un traseu mai ușor de revenire, ca să zic așa. Iar astăzi vreau să fac două dintre traseile care merg pe vârful Tâmpa, și anume traseul marcat cu triunghi galben pe treptele Gaborii, iar apoi o să cobor ori pe traseul care merge pe drumul Serpentinelor sau pe celălalt traseu, încă nu știu exact pe care o să-l fac. Asta o să mă hotărăsc la fața locului în funcție de ce vreau să văd și ce o să descoper acolo. Eu am alocat acum câțiva ani spre Tâmpa. Mi-am zis că eu am niște priveliști absolut superbe. Știu că atunci am prins un vânt foarte, foarte puternic din ce mi-amintesc eu. Astăzi, din ce văd, vremea este mult mai frumoasă. Vântul este aproape inexistent și este foarte, foarte plăcut și cald. Deci cred că astăzi o să fie mult mai bine. Știu că în ultimul timp nu am fost foarte activă pe YouTube, însă am trecut printr-o perioadă mai aglomerată, dar și prin niște stări așa de indecizie cu privire la acest proiect. O să vă povestesc în episodul de astăzi mai multe, pentru că simt nevoia să spun aceste lucruri, pentru că sunt sigur că mulți dintre voi se confruntă cu asemenea probleme și vreau să vă povestesc experiența mea și la ce concluzie am ajuns eu. Ce drăguță e băncuța asta, chiar sunt curioasă care este povestea ei și cum a ajuns aici. E atât de plăcut să stau afară pe vremea asta primăvăratică, chiar miroase a primăvară, se simte mirosul acela de nou, de încolțit, dacă mă înțelegeți ce vreau să zic. Vedeți, am ajuns pe vârful Tâmpa.
Doamne, și ce priveliște incredibilă! Chiar dacă am mai văzut-o, mi se pare încântătoare de fiecare dată cât de frumos se poate vedea acest oraș de aici. Nu mai zic de munții care se văd, după cum observați în față, este Măgura Codlei. Avem de partea cealaltă Făgărașii cu Iezer Păpușa și cu Piatra Craiului. Continuăm cu Bucegii și masivul Postăvaru. Superb, deci superb. Superbă este această zi, însorită așa, câțiva norișori cât să anime cerul, iar priveliștea este încântătoare. Brașovul se vede incredibil. Nu mai zic că de aici, de jos, de unde sunt eu acum, se vede foarte frumos Piața Sfatului, Biserica Neagră, Turnul Negru, Turnul Alb, se vede chiar și Cetatea Brașovului, super, deci este încântător, este o vizibilitate destul de bună, nu foarte bună, cred că undeva la 40-50 de kilometri maxim pe ziua de astăzi, dar totuși este încântător, superb. Și pădurile acestea care continuă spre masivul Postăvaru, cred că în 2-3 ore de aici ești pe vârful Postăvaru. Hai, un pic mai mult, cred că 4, cam de aici pe vârful Postăvaru. Nu știu ce s-a întâmplat, știți că erau niște suporturi din acelea din lemn aici, dar văd că nu mai sunt aici, din ce observ sunt rupte, sunt aruncate pe aici, pe acolo. Nu știu ce s-a întâmplat aici. Așa pare un pic mai periculos cu stâncile astea, dacă nu ești atent poți să aluneci una, două în prăpastie. Dar oricum calcarul acesta a creat un relief un pic mai spectaculos aici în tâmpa și din dronă se vedeau foarte frumos calcarele. La început am spus că trebuie să vă povestesc ceva în legătură cu acest proiect, cu YouTube-ul. Ei bine, ultimele luni a fost pentru mine o perioadă așa de incertitudine, mai exact ultimele 2-3 luni. M-am gândit foarte mult la proiectul acesta la YouTube, m-am gândit la cum va arăta în viitor, dacă o să continui sau dacă o să schimb ceva, m-am gândit la mai multe lucruri, la ce o să schimb, la cum să-l fac să meargă. Cred că mai degrabă a fost o perioadă în care nu m-am simțit motivată, nu vedeam absolut nicio evoluție. Orice încercam să fac, mi se părea că nu evoluam eu în niciun fel. Știam că trebuie să schimb ceva, dar nu știam ce. Am stat și m-am gândit și până la urmă am ajuns la concluzia că trebuie să continui. Nu m-am gândit serios să renunț, pur și simplu mi-a trecut gândul acesta prin cap, dar de fiecare dată când nu mă simt motivată sau simt că tot ce încerc să fac este în zadar sau nu văd nicio evoluție, îmi spun că trebuie să continui, pentru că știu că dacă nu o să continui, ceea ce am făcut până acest moment a fost în zadar, adică pur și simplu am făcut totul degeaba. Și asta pe mine mă motivează foarte tare, mă ține așa în viață și când nu văd evoluție în ceea ce vreau eu să fac. Știu că asta face parte din proces și este important să fie o perioadă de asta de stagnare în care tu crezi că nu vezi nimic, dar de fapt se întâmplă lucruri fără ca tu să le vezi și la momentul oportun o să-ți se ivească. Sau cel puțin așa cred eu. La ceea ce zic eu acum, nu vreau să mă înțelegeți greșit, îmi place foarte mult ceea ce fac, că sunt foarte fericită că pot să fac asta și că pot să transmit atâtea lucruri și să vă arăt atâtea imagini din munți, dar nu numai, că nu am făcut doar despre munți și pe viitor vreau să mă extind așa. Nu o să fie doar munți, vreau să fie baza pe natură, pentru că asta e ceea ce simt eu că vreau să fac și îmi face plăcere să fac, să vorbesc despre natură și despre munte. Dar cred că o să mă încep să diversific un pic, să văd doar cum merge treaba. E important să diversifici uneori, să vezi dacă merge sau dacă nu merge pentru tine. Cred că este cel mai greu și frumos job
nu este chiar un job, este mai mult o pasiune în acest moment, pe care l-am avut eu vreodată. M-a scos total din zona mea de confort, mi-a deschis ochii în foarte multe privințe, mi-a arătat că se poate și altfel, mi-a deschis perspective și mi-a deschis și ușa, ca să zic așa, adică pur și simplu viața mea s-a schimbat chiar radical. Înainte priveam cu totul altfel lumea, eram mult mai închisă, mult mai emotivă, să zic așa, nu aveam curaj să fac absolut nimic nou, se părea cumva că unele lucruri ți se cuvin chiar dacă nu muncești în direcția aceea pentru ele. Și de când am început să fac YouTube și am văzut că e mult mai greu decât mi-aș fi imaginat vreodată, mi-am dat seama cât este de greu să-ți construiești o imagine a ta în online, care în același timp să te reprezinte și să transmiți exact ceea ce dorești tu să transmiți. Că uneori tu ești într-un fel și încerci să transmit lucrul acela, dar se înțelege total greșit. Și mi s-a întâmplat, cel puțin la început, ca lumea să mă perceapă total greșit față de cum sunt eu. Bine, mi se întâmplă și acum, adică sunt persoane care din modul în care mă comport eu și vorbesc pe YouTube, mă percep cu totul altfel, dar încerc cât de mult să lucrez la această imagine, să fie totul cât mai natural și toată lumea să mă perceapă exact cum sunt eu. Dacă nu vă deranjează, o să-mi pun acum ochelarii, pentru că soarele bate foarte tare și pur și simplu mă ustură ochii. Bun, să continuăm acum. Cei care m-au urmărit de mult timp știți foarte bine că filmez totul singură, editez totul singură și uneori acest lucru poate fi copleșitor, să zic așa. Nu este chiar ușor să faci asta, mai ales când încerci să crești ceva de la zero și vrei să fie totul organic. Adică eu până acum nu am investit deloc în promovare sau ceva de genul acesta. Am zis de la început că o să fie totul organic, în modul în care o să crească bine. Dacă nu o să meargă, asta e, măcar am încercat. Nu mi se pare atât de greu cum mi se părea acum câteva luni sau la început să fac asta. Dar totuși, încă sunt momente în care mă simt copleșită și mă simt depășită de situație, mai ales că mi s-a întâmplat de câteva ori să mă duc și să filmez și să vin fără vlog, pentru că pur și simplu îmi dădeam seama că nu aveam timp pe traseul pe care mi-l alegeam să filmez și să fac și traseul. Îmi dădeam seama că ori mă prinde noaptea, ori se întâmplă ceva, ori pierd trenul și așa mai departe. Și mi s-a întâmplat de câteva ori să mă duc și să mă întorc fără vlog, pentru că nu aveam ce să fac. În acel moment eram super dezamăgită, că știam că m-am dus și era ziua și știam că am o zi liberă și mă duc și filmez și vin cu vlog și până la urmă se ivea că vineam fără vlog și am super dezamăgită. Acum încerc să trec peste perioadele astea, acum trec un pic mai ușor și mai aleg trasee un pic mai scurte, acum, cel puțin acum iarna, când zilele sunt mai scurte decât vara și se întunecă repede, încerc să mai aleg trasee mai scurte pentru a apuca să și filmez cât de cât ca lumea și să mă și întorc cu ceva, adică nu vreau să mă duc pe un traseu lung, să trag câteva cadre, să fie total la iurea și să nu-mi placă mie cum arată, că mie îmi place să fie foarte estetice, să arate foarte bine totul, să fie încadrat, să fie totul drăguț și așa mai departe. Uneori este greu. Chiar este foarte greu, dar mi-am zis, băi, dar nu pot să renunț doar pentru că este greu, pur și simplu nu așa merg lucrurile. Dacă a renunțat fiecare de când este greu la ceea ce își dorește, păi unde mai ajunge, n-ar mai face nimeni absolut nimic. Trebuie să bat acolo capul și să muncesc până când voi ajunge la rezultatul pe care mi-l doresc eu. Nu este niciodată garantat că o să reușești în ceea ce îți dorești tu și să-ți atingi țelul, însă dacă renunți, este 100% sigur că nu o să ajungi să ți-l îndeplinești. De asta nu vreau să renunț. Chiar dacă am postat mai răguț în ultimul timp și n-am prea am fost pe munte, pur și simplu a fost o perioadă mai aglomerată. Am făcut și un curs în timpul acesta. Ca de obicei, la finalul anului trecut, mi-am stabilit obiective ca în fiecare an și unul din obiectivele pe care mi l-am stabilit a fost ca anul acesta să fiu mai curajoasă. Mi se pare că, din cauza că mi-e frică, pierd atâtea oportunități că așa pe lângă mine, adică uneori nici nu le văd. Sau mi s-a întâmplat de multe ori să mă aflu într-un loc și să renunț să mai continui într-o direcție sau alta pentru că credeam că nu o să văd nimic sau pentru că credeam că o să fie greu sau pentru că
nu voiam să risc sau situații de genul ăsta, pentru că mi-era frică, am zis, bă, dar las, mai bine voi de treaba mea și tot așa mai departe. Și mi s-a întâmplat des chestia asta și după mi-am dat seama, bă, dar ai pierdut o oportunitate. Sau când trebuie să încerc ceva nou, mi-e foarte greu la început să, când trebuie să încep ceva nou, la început îmi este foarte greu de fiecare dată. Nu știu de unde să încep și mă gândesc și mă răzgândesc și până iau eu o decizie, trece oportunitatea. Cred că știți foarte bine la ce mă refer, cred că mulți sunt în situația asta când să începem ceva nou, stăm și analizăm din toate unghiurile și se întâmplă ca de multe ori să nu mai facem absolut nimic. Ceea ce este greșit. Care este motivul principal pentru care am început acest canal de YouTube? Cred că am stat bine și m-am gândit, băi, dar totuși, care este motivul principal? Că despre bani nici nu poate fi vorba. Și mi-am ajuns la concluzia că îmi place să fac asta deoarece am libertate deplină. Libertate deplină în ceea ce vreau să exprim, libertate deplină în ceea ce vreau să filmez și modul în care vreau eu să filmez, libertate deplină, pentru că la început nu te cunoștea nimeni și orice spuneai nu-i păsa nimănui că spuneai o prostie sau nu, sau nu-i păsa nimănui cu adevărat. Bine, mai sunt oameni care comentează, dar în realitate nu-i pasă nimănui cum arăți, ce faci, de unde ești, dacă ai accent și așa mai departe. Și cred că asta mi-a dat un anumit imbold, așa să zic, pentru că știam că nu mă cunoaște nimeni și știam că dacă nu-mi iese din prima și nu o să se uită nimeni sau că o să uită două, trei persoane, măcar nu am nimic de pierdut. Dar sunt oameni și oameni, sunt oameni care te susțin și simți că te susțin, adică cel puțin eu mă uit din comentarii, din sute de comentarii, mesaje în privat sau mail-uri ce mă mai trimiteți voi, că apreciați munca pe care o fac eu și pe calea asta eu vreau să vă mulțumesc, pentru că înseamnă foarte, foarte mult pentru mine să știu că ceea ce fac eu este apreciat și asta, și asta este principalul motiv pentru care continui. De fiecare dată când primesc un mesaj pe Instagram sau mă uit la comentarii pe YouTube și văd că vă place și văd comentarii frumoase și văd comentarii, vrem să postez mai des, vrem să faci mai lung, vrem să toate situații de genul ăsta, să știți că eu țin cont de toate și încerc să fac cât mai des, numai că însă eu nu fac doar asta și pe viitor chiar aș vrea să fiu full time în videografie și să filmez și să mă duc să mă plimb prin munți și să documentez totul și să fac documentare și toate chestiile de genul ăsta și să văd plante, animale și dacă aș putea, aș face doar asta, aș fi aproape toată ziua prin munți, numai că nu pot să fac doar asta. Dacă o să fie vreodată în viață situația asta, chiar o să postez cât de des o să pot eu. Dar momentan știți de ce postez mai rar uneori, pentru că uneori nu ține nici timpul, nici vremea cu mine și dacă nu se aliniază planetele, eu nu pot să fac videoclipul. Toate aceste încurajări m-au făcut să continui și să ajung în punctul în care sunt aici. Nu suntem o comunitate foarte, foarte mare, suntem undeva cred că la 7500 de persoane aproape, ceea ce, dacă te gândești la 7500 de persoane, sunt foarte mulți, adică dacă văd așa în fața mea 7500 de oameni, wow, este incredibil. Îmi doresc să cresc canalul ăsta cât de mult se poate și să fac videoclipuri din ce în ce mai bune și să fiți și voi mulțumiți de ceea ce fac eu și de ceea ce transmit și de ceea ce o să vedeți și o să încerc cât de mult să evoluez cu acest canal. Iar acestea fiind spuse, haide să continuăm și noi traseul pe tâmpa!
Între timp am schimbat marcajul, mai exact din Șaua Tâmpei, și acum cobor spre Brașov pe bandă albastră. Ce mi-a plăcut mie mult la acest traseu este, chiar dacă este ușor și destul de scurt, ai foarte multe puncte de belvedere. Dacă ești atent și te uiți stânga-dreapta, o să vezi foarte multe locuri de unde poți admira diferite priveliști. Acum, ultima dată, am stat într-un loc unde se vedea foarte drăguț, spre Ciucaș. Da, nu mă așteptam să se vadă chiar și Ciucaș de aici. Pe ultima parte, calcarele acestea sunt mult mai spectaculoase, chiar au diversificat foarte mult acest peisaj, iar pinii ăștia sunt super frumoși, chiar super frumoși. Una pe asta mi-a plăcut super mult acest traseu de astăzi, din ce ați văzut. Am și un trepied nou, cred că ați observat că aveam cadre mai de sus luate. Ei bine, cu acest trepied am rezolvat problema. Chiar dacă este o greutate în plus, mă ajută să creez cadre pe care înainte cu acelalt trepied mai scund nu prea puteam crea. Și chiar sunt super, super încântată de el. Mereu când îmi iau ceva nou ca să mă ajute în această muncă, sunt super încântată și cred că o să-l folosesc cu drag și foarte mult de acum încolo. Și la locul de așteptat apusul, și anume la cetatea Brașovului. Tot mă uitam așa după un loc mai înalt de unde pot admira apusul. Bine, de preferat era de pe Tâmpa, însă mai aveam încă mult de așteptat într-un loc, și plus că se și aglomerase și iau prea multe persoane și nu mi-a plăcut și am plecat. Și am zis că găsesc în oraș un loc mai liniștit să aștept apusul și uite, am venit aici la cetatea Brașovului, destul de înalt. Se vede orizontul, se vede și centrul vechi, se vede și Tâmpa și Postăvarul, foarte drăguț de aici. Și în acest moment aștept să apună soarele, sunt curioasă dacă o să prind un apus spectaculos sau nu. Oricum ar fi, stau și l-aștept, pentru că se poate schimba așa pe ultimul moment priveliștea și chiar nu vreau să ratez în caz că o să fie ceva spectaculos. Oricum, dumeția pe ziua de azi am terminat-o, de acum sunt curioasă cum o să fie acest apus. Deci, rămâneți încă puțin cu mine. A fost așa monoton, să zic, nu a fost nimic spectaculos, nici măcar norișorii nu s-au colorat. Când am văzut nori pe cer, am zis că serios să coloreze și o să fie spectaculos, dar nu, n-am avut noroc. Asta este, a fost o zi foarte frumoasă, chiar m-a plăcut, chiar dacă nu am muncit atât de mult cum muncesc de obicei. Și am făcut destul de mult astăzi pe traseu, nu o să vă vină să credeți când o să vă zic că am făcut undeva la 8 ore astăzi, de când am plecat. Deci 8 ore. Da, că m-a întrebat ce am făcut 8 ore, nu știu, că în mod normal pe traseul de pe Tâmpa se fac undeva la 2 ore, dus întors, 2 ore jumătate. Dar eu am făcut 8, bine, am făcut 8 pentru că m-am și plimbat destul de mult pe la toate locurile de belvedere, am luat multe pauze, stăteam, mă uitam la peisaj, mai făceam un timeless, mai scoteam drona, chestii astea. După aia am venit la cetate, m-am mai plimbat, m-am mai uitat, am așteptat apusul, mă uitam stânga-dreapta. Da, cred că de asta mi-a luat atât de mult, că în mod normal mai mult de dus întors 2 ore jumătate, hai 3 să zic, nu ar trebui să faceți, chiar nu ar trebui să faceți decât dacă vă luați timpul acela să vă relaxați și să stați acolo mult și să admirați peisajul, dar în rest nu ar trebui să faceți atât de mult. Până atunci o să vă las, dar nu uitați că noi ne vedem ca de obicei în următoarea aventură. Toate cele bune!